Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial pe canal. De data aceasta vom face un tutorial puțin mai simpluț, dar totuși este un tutorial pentru oameni. Zic oameni maturi pentru că ai nevoie să fii puternic, pentru că acesta este un tutorial puternic, bineînțeles. Pentru acest tutorial vom avea nevoie de un birou, după cum vedeți textura albă este foarte fină, poate să aibă și un router pentru că nu este nicio problemă, dar aceasta nu putem să mai avem o masă pentru că masa este ocupată. Ce o problemă, poate să aibă și o tastatură, pentru că chiar nu este absolut nicio problemă, vom avea nevoie să fie de această textura albă, scuze, aici albă să fie dacă se poate. Primul pas pentru a mânca sănătos, avem nevoie în primul rând, bineînțeles, de o tavă, bineînțeles, dacă aveți o tavă, veți putea mânca sănătos. Tava trebuie să fie puțin de asta așa curbată pe margini să țină sănătatea aici în ea și mai să fie un pic udă, să se recurească un pic și sănătatea aici. E udă un pic, bleaf. Următorul pas de care vom avea nevoie pentru un tutorial pentru o deasta foarte bun, avem nevoie de o deasta. Nu știu ce, e un măr, nu e un măr, e cais. Să ciocnim unul dacă vrei. E o cais, avem nevoie de o cais. Al doilea pas pentru tutorial sănătos, mai avem nevoie de caise, pentru că așa se face, bineînțeles. Ca să fim sănătoși, după cum puteți vedea, apa deja s-a retras în colțul acesta când caisa a venit. Un fel de caise de asta mai neortodoxă, pentru că încă e neagră, e verde, e bună. Al treilea pas este un pas un pic mai greu, avem nevoie de aceasta de încă două caise, le punem aici să fie sănătate multă, să fie primit aici. Tava le țină nicio problemă, sănătatea înăuntru le acapareze, bum, pac. Ultimul pas din categoria caiselor este, bineînțeles, o caise, încă o caise să țină, să fie aici sănătate multă. După cum puteți vedea, avem 5 caise, avem 5 caise pentru o sănătate perfectă. Și când credeți că ați terminat, bine, nu ați terminat. Următorul pas pentru a fi foarte sănătoși, avem nevoie de un de asta cu multe de astea. E un strugure, să-i dea Dumnezeu sănătate aici. Mai movuliu, dacă nu are textura aceasta, țin să vă menționez, tutorial nu va... Băi, frate, să nu cadă, dacă cade înseamnă că este foarte copt, este bun de mâncat, să nu ai pe aia în janel, îmi verificăm, e foarte bun, e sănătos și e ieftin din piață, bineînțeles. Oameni buni, vă rog să fiți foarte atenți, ca tutorial să funcționeze, veți avea nevoie de încă un măr. Deci mărul ăsta, după cum puteți vedea, stă pe această placă făcută din multe chestii, care este specială pentru a ține un măr, 5 caise și un strugure. Ca să deveniți sănătoși, ca să mâncați sănătos, oameni buni, trebuie să fiți foarte atenți la ultimul pas, ultimul pas al acestui tutorial pentru a deveni mult mai sănătoși și a mânca mult, mult mai sănătos, aveți nevoie de o de asta morții, e bună, e ieftină, e de treabă. După cum, băi, dar nu pot să văd așa ceva în peisaj, du-vă acolo. După cum putem vedea, este foarte bună, este sănătoasă, ciocolată de casă, sănătate mai multă n-ați văzut în viața voastră, aveți aici, pac, tare, mai bună, mai moale, o puteți modela, este foarte sănătoasă. Țin să menționez, este 30 de bani bucățica, eu zic că sănătate mai ieftin decât asta nu se poate. Uitați, ca să mâncați sănătos, nu aveți nevoie de așa ceva, aveți nevoie, bineînțeles, de așa ceva, ieftin, bun, negru, maro, foarte tare, alb, foarte bine, sănătate, vă salut.